Aș vrea să comentez la un argument adresat scepticilor și acest argument este formulat așa. Pe trei continente, în trei limbi diferite, timp de 1500 de ani, 35 de autori independenți scriu o carte cu un mesaj comun, care este Biblia, și asta arată cât de specială este. Iar acest argument este corect de folosit probabil la cineva foarte naiv sau necunoscător. Iar înainte de toate, că până să arunc asta, vreau să spun că anumite părți, cel mai bun caz, sunt tehnic adevărate, dar absolut neimpresionante. De genul, dacă îl iei pe Pavel, Pavel a călătorit prin Europa pentru că era cetățean roman, dar prin faptul că este cetățean roman și cel din urmă este trimis la moarte, sau cel puțin așa spune tradiția, dacă a scris ceva în Europa, pur și simplu era în drumul posibil. Și această afirmație este absolut nesurprinzătoare. Dacă iei că Pavel este în special Europa, sau dacă mai iei pe Ioan din Patmos, chiar nu mai știu sigur dacă Patmos este în Asia Mică și este tehnic în Asia sau în Europa, presupun că este în Europa, practic nu ai scrieri europene, cu nota posibilă, dacă este adevărat că anumite scrieri sunt adevărate din tradiție, dacă nu mă înșel, Clement din Roma este unul dintre posibile autori ai epistolei, între ghilimele, a lui Pavel, către evrei. Deci, dacă iei acest cadru, desigur, ai să ajungi în Europa. Iar cu Africa este și mai deplorabil argumentul, pentru că probabil sunt scrieri făcute în Alexandria, care Alexandria este efectiv aruncăturile de băți, iar există disputa în Academie că probabil, de exemplu, Ioan din, cum îl cheamă, Ioan care scrie Evanghelia după Ioan, ce este un Ioan anonim, să fiu clar, în Academie, acel Ioan probabil că era din Alexandria, deci tehnic în Africa, dar bineînțeles că nu ai să auzi nicio filozofie bantu pe acolo sau un ubuntu sau orice legat de cultura africană. Este practic un evreu care a mers 200 de kilometri distanță de Canaan și ora ai trecut în Africa. Iar dacă acesta este argumentul, probabil că în anumite cazuri tehnic este adevărat. Este și mai slab argumentul, din câte înțeleg, cu cele trei limbi în care ipotetic este scrisă Biblia, ca și cum ai înțelege că ar fi trei culturi diferite, dar în practică, la fel, vorbim de o singură cultură. Și acest lucru îl găsești în scrierile de acum câteva sute de ani ale scrierilor românești. Deci, cei care nu știu, avem scrieri românești scrise în latină, suntem țară latină, pentru cei care nu știu, avem scrieri românești în valahă, o română mai primitivă, mai avem scrieri în slavonă, care sunt limba română sau valahă cu litere chirilice, și avem și româna propriu-zisă, și în plus mai avem și scrieri în rusă, rusă proprie, deci fără slavă, nu slavonă. Și dacă pui combinația asta și găsești că românii au anumite teme comune, asta este mai impresionantă decât Biblia, care are două limbi din aceeași familie, dacă înțeleg bine, aramaica și ebraică, și în plus au greacă, că au fost ocupați de greci, și Pavel, în principal, a creat multe biserici ce au dus, între altele, la scrieri grecești, dar nu numai, ca și reacție. Deci greaca a câștigat în estul Imperiului Roman. Deci, efectiv, nu este nimic impresionant dacă te uiți la aceste afirmații. Iar cealaltă mai interesantă este de 1500 de ani, care nici nu știu de unde poți să o scoți, pentru că Moise a trăit în jur, s-a născut în jurul anului 1250-1280 înaintea noastră, dar el scrie după 80 de ani, începe să scrie, din câte știu eu, conform tradiției, până la 120, și atunci înseamnă că el, până în anul 0 sunt 1200 de ani, mai pui cam 100-150 de ani
150 de ani este cea mai târzie datare dacă folosești forma academică. Deci de la 1300 la 1500 de ani sunt numele trase de păr. Deci nici măcar tehnic numele astea nu ajung, dar academic datările textelor lui Moise sunt mult mai aproape de azi, de genul în jurul anului 500 în interele noastre este scrisă Tora. Și deși are referințe la texte probabil în jurul anului 950 în interele noastre, ceva de genul pe vremea lui Solomon, este foarte greu de tras de păr 1500 de ani. Eu aș zice 1100, 1200 ar fi mai onorabil ca și număr, dar înțeleg. Creștinul vrea să tragă de păr 3 limbi față de română, care vorbim cu 5, și 3 continente. Dar haideți să mergem la ultima afirmație. Sunt 35 de autori independenți. Și în practică, nu știu la ce te referi sau la ce se referă autorul. Pentru că foarte multe cazuri, autorii nu sunt chiar atât de independenți pentru că ei comentează pe seama uneia sau altuia. Însuși Ciprian Terinte, care a fost pus ca să spună cum descrie el o problemă care nu a vrut să o explice, acceptă că Marcu este copiat și modificat, asta este partea importantă, de Matei și Luca în scopurile lor. Ca să modifici ceva, nu poți să fii independent. Iar dacă modifici, s-ar putea să se schimbe mesajul unic care îl spui că Marcu l-ar fi avut. Apoi, dacă e prima Evanghelie, o iau doar ca și referință. Face referință la o profeție din Mica, dacă nu mă înșel, ca să Iisus trebuia să fie născut în Betlehem. Face referință la Zaharia, la Ieremia, la Psalm, la Isaia. Iisus face referință la Tora mai multe ori, la Geneza, la Leviticul, la Deuteronomul. Deci, asta este doar o carte și acestea sunt cele mai cunoscute referințe directe. Face referință și la cărți extracanonice, care asta este o altă discuție mult mai interesantă, mai ales că și Pavel face referință la aceeași carte extracanonică, cel puțin o dată, sau nu contează dacă toate referințele sunt canonice sau extracanonice, dar vreau să spun că atunci când ai o referință, nu ești independent. Asta înseamnă referință. Și, desigur, cineva are să spună că, până la urmă, ei sunt independenți, că ceva de genul fiecare vine cu un mesaj nou și toate aceste mesajele se armonizează. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că este o calitate atât de mare pe cât pare. Iar la ce mă refer este că sunt situații care le vedem și azi. De exemplu, uitați-vă la comicsurile cu Superman sau de genul. Acestea au la propriu 70-80 de ani, chiar nu știu. S-ar putea să aibă 100 de ani de la primul Superman. Dar 80 de ani probabil că au ca și vechime. Deci undeva pe la finalul războiului mondial, sigur exista Superman. Și acesta este consistent. Batman are referințe la fel cu al doilea război mondial și la fel a fost făcut imediat post-bellic o întreagă mitologie în spate și este consistentă de mulți autori care au murit și mulți oameni foarte independenți care au avut tot felul de detalii. Dar, bineînțeles că același lucru era accesibil și în cazul evanghelilor. De genul Matei copie și probabil are pe picior Evanghelia lui Marcu când copie. Nu ar fi nicio surpriză, dar în practică este că Matei nu doar copie și modifică. Și mesajul cred eu că nu este unitar și mulți creștini afirmă că este unitar fără să fie. Iar am să iau un exemplu standard. Tora. Tora este știută că s-au identificat 4 autori și un editor care a scris Tora. De genul, sunt 4 tradiții numește-le. Se zice că existau 4 scrieri înainte de Moise și Moise, să zicem, nu cred că a fost Moise eu, dar să zicem, Moise acum 2500 de ani le-a luat aceste surse și a făcut o istorie frumoasă
deasupra. Și am mai adaptat mituri cananite, de ce formă ar fi fost, sumeriene sau ce ar fi, și face el o mitologie a lui foarte interesantă. Și să zicem că o face el uniformă ca ședitor. Dar istoriile acelea nu sunt uniforme. De genul, când Iosif din cei 12 frați este vândut în robie, puteți să vedeți că sunt două istorii paralele, dar dacă nu știți, căutați analiza academică, se vede că sunt doi autori care sunt lipiți. Cum ai vezi unii evanghelici că iau două istorii incompatibile din evanghelii și le armonizează. Cam același lucru face și editorul, cel puțin odată știm foarte clar că o face. Este acesta un mesaj unic. Eu aș spune că nu este. Este un al treilea mesaj care din parte pierde pe primul mesaj și al doilea mesaj, că trebuie să taie, să le lipească, să ia detaliile foarte neconvincătoare, să le elimine complet. Exact cum face cineva care armonizează. Bineînțeles, aceasta doar vorbind la detalii, de genul cine l-a ucis pe Goliat. Dacă știi doar că David l-a ucis, mai caută și scrie-ne în comentarii dacă știi cine altcineva decât David a ucis pe Goliat. Poate a murit de două ori, poate a înviat din mort Goliat, că e așa de tipic. Dar, în fapt, Goliat este ucis de altcineva. Poți să spui faptul că un autor știe o tradiție că cineva l-a ucis pe Goliat și spune din onoare că David totuși l-a ucis, este un mesaj comun. Nu știu, mie nu-mi pare un mesaj comun. Îmi pare, în cel mai bun caz, că nu este independent sau dacă este independent, nu a ajuns la un mesaj comun. Ce au auzit independent altceva. Dacă într-o parte îl ucide David și într-o parte îl ucide altcineva. Și aceasta este toată problema. Este o construcție și un argument artificial care pot să îl garantez în sensul de tehnicalități și că nu o fi 35 de autori, că o fi 40, pentru că, așa cum ziceam, Tora este scrisă nu știu cum, că la suprafață creștinii i-au creat, depinzând de cult, în sute, zeci de feluri, dacă nu sute de feluri, fiecare a găsit între ghilimele un mesaj comun, dar incompatibil creștinul de lângă, desigur, dar acesta nu pare nimic supranatural, efectiv, de facto. Deci, și la final, vine întrebarea, este un mesaj măcar teologic comun? Și a spune că nu este, la propriu, și nu este pentru că eu o fac pe gică contra, dar gândiți-vă, sunt cele 10 porunci de urmat de creștini. Și unii o să spună că uite că Iisus a venit cu exact cu cele 10 porunci spuse în două. Țin creștinii sabatul. Țin creștinii partea cu idolii. Să ai chip cioplit sau orice altă imagine. Și inclusiv protestanții. Da, aveți și voi imagini. Poate nu le recunoașteți. Și aveți și idolii voștri. Câteodată pastor preferați. Paul Washer era pe vremea mea foarte idolatrizat. Era un fel de superstar evanghelic și sunt sigur că nu este singurul. Și dacă vedeți asta, puteți să vedeți că nici măcar la nivelul acesta de 10 porunci nu este nimic esențial ce este ținut ca mesaj central. Și aș spune că cele 10 porunci nu sunt mesajul central, nu numai că virgulă creștini nu le urmăresc, dar niciun alt mesaj central nu este. Pentru că dacă ar fi un mesaj central, creștinii l-ar scoate. Și nu mă refer că Trinitatea, pentru că Trinitatea a fost după sute de ani concluzionată și prin dezbateri lungi. Nu a fost pur și simplu ales, hai să alegem Trinitatea. Și în aceeași construcție și restul a fost scos. Iar dacă nu sunteți convins, întrebați un luteran de ce își botează copiii de mici. Pentru că există un motiv și crede-mă că luteranii au un motiv biblic. Dacă nu știți, am să pun un clip în viitor pentru cei care vor să își reconsidere botezul de copii mic ca și protestanți. Dar, bineînțeles, dacă Biblia spune asta sau nu, este efectiv depinzând de ce versete ia fiecare credincios pe sărite, ce spune că nu există un mesaj unitar. Și cu asta cred că pot să închei, deja este cam lung clipul, și pot să zic, ca de obicei, rațiunea fie cu voi,
și ne vedem data viitoare. Pa, pa!